și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un corp, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slugile tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe temelii și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, De certarea ta vor fugi, de glasul tânetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasă Maică stare de Stavrofora Marina, din preună cu obștea închinătorii, viețuitorii și ostenitorii Sfintei Mănăstirii acesteia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine
necredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, satul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit bărbatul care le-a umblat sfatul necredincioșilor. Și
Sentinele și ușa de îngrădire, împrejurul buzelor mele. Să nu abate inima mea între cuvinte de vitreșul, ca să izvozesc îndreptății păcatele mele. Oamenii cei ce lucrează fără de legea și nu mă voi însoții cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este într-un bun evrerile lor, înghițitul sau lângă fiatră judecătorilor. Auzise vor raiurile mele că s-au îndulcit, ca o brastă de pământ s-a rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor spre ea. Doamne, Doamne, ochii mei spre tine au nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de sfintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor în mreaja lor păcătoși, deosebi sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoscă. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către tine, Doamne, zisa, tu ești nădejdea mea. Spăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să se mărturisească numelui tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. O prea slăvită minune, izvorul vieții în morminte se pune și scara către cer, mormântul se face. Veselește-te, Ghețimanii, a născătoarei de Dumnezeu, sfântă casă, să strigăm credincioșii pe Gavril, având începător cetelor, cea plină de har bucură-te cu tine, este Domnul cel ce dă lumii prin tine mare milă. Fie urechile tale cură la minte la glasul rugăciunii mele. Minunate sunt tainele tale, curată celui de sus ca un te-ai arătat, stăpâna și de pe pământ la cer te-ai arătat.
ai mutat. Mărirea ta cu bună cuvință, cu daruri de lumini dumnezeiești străluci. Fecioare, cu Maica Împăratului, la înălțime suiți-vă. La frădelești, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea, a Ta dormire măresc, stăpânire scaunele, că până noapte din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Minunate sunt tainele tale, curată celui de sus scaun ți-ai arătat. Stăpână și de pe pământ la cer te-ai mutat, mărirea ta cu bună cuvință, cu daruri de lumini Dumnezeu suiți-vă cea plină de
judecată de Dumnezeu născătoare, pururea cu purtătorul de viață, împărat și cel născut al către dânsul, Domnul mă va auzi.
striga către dânsul. Înțelepciune! Să mărturisească taina ei cea mai de pe urmă, că a văzut nu numai înălțarea Mântuitorului de pe pământ, ci și mutarea ei a celei ce l-a născut pe el. Pentru aceasta de pretutindeni, adunându-ne cu dumnezeiască putere, la Sion au ajuns și au petrecut pe cea mai înaltă decât teruvimii, care mergea aceleia și noi împreună cu dânsii să ne închinăm, ca aceleia care se roagă pentru sufletele noastre. Ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai mărită decât heruvimii și mai cinstită decât toată făptura, cea care pentru prea multa ei curăție a fost lăcaș ființei celei pururea veșnice, astăzi în mâinile Fiului Său și-a dat prea Sfântul Său suflet. Aceasta umple toate de bucurie și ne dă nouă mare milă. Mintea păcătorului și Dumnezeu și-a pus puterile celor fără de trup cu dumnezeiască cuvință, cuprinde Maica Vieții, care se mută cu adevărat la viață, păclia luminii celei nepieritoare, izbăvirea credincioșilor și nădejdea sufletelor noastre. Veniți toate marginile pământului să fericim cinstită mutarea Maicii lui Dumnezeu, că în mâinile Fiului Său sufletul Său cel fără de prihană și-a pus. Pentru aceasta cu sfânta adormirea ei lumea la viață a fost adusă, iar acum cu psalm, cu laude și cu cântar duhovnicești, împreună cu cei fără de trup și cu apostolii, prăzluiește luminat. Sfântului,
spre cel neîncăput de toate și pământul cel ce dă izvor de viață și binecuvântare se împodobește cu bună frumusețe. Îngerii se împreună ceartă cu apostolii cu frică privind cum ce se mută din viață la viață. Toți să ne închinăm ei, rugându-ne. Nu uitați să orașilor și ai statelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru
sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru tot sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are premuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glas rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne mântuiască pe noi. Lăsarea și iertarea păcatelor, rugilor lui Dumnezeu, cei care se roagă la această sfântă mănăstire și la această litie și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Milostive Stăpâne, milostivi din nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă lăsăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Potrivit
veșnicul, împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta și mântuiește sufletele noastre ca un bun și de oameni Amin.
Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți.
cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, a cărei adormire o prăznuim astăzi, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Preacucernice Părinte Consilier, preacucernici, preacuvioși părinți, preacuvioase Maici, iubiți credincioși, aducem slavă și mulțumire a tot milostivului Dumnezeu și preacuratei sale Maici, pentru că iată, cu toții dinpreună încă o dată, ne-am învrednicit a ne aduna astăzi aici și a aduce doxologie preacuratei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria la slăvitul praznic al adormirii sale, al trecerii la viața cea veșnică.